Salut jucătorilor, sunt Alex, bine ați venit la un nou clip pe canalul Arena Digitală. Astăzi am ieșit puțin afară pentru că este mai cald, 15 grade și avem soare. Asta este cel mai important pentru că astăzi vreau să testez acest panou solar din fața mea, da? Care este conectat la o baterie. Bateria aia încarcă wireless telefonul meu, da? Și ne jucăm aici pe Nintendo Switch. Vreau să văd care este consumul, cât mă pot aștepta de la un astfel de panou solar și dacă pot să mă joc pe consola asta la infinit utilizând acest panou solar. În primul rând, din păcate, când este soarele așa puternic, nu prea se vede foarte bine acest ecran de la Nintendo Switch. Aici sper eu să văd un ecran OLED cât de curând. Cam așa văd eu în realitate ecranul, da? Cum vedeți voi acum pe cameră, doar că bineînțeles nu văd așa de luminos tot ce este împrejur. Din păcate, cu tehnologia cu care putem captura noi acum, nu pot să prind o imagine mai bună. Dar, fără probleme, chiar aici în soare, pot să spun că văd ecranul. Chiar dacă este soarele direct deasupra mea, eu văd aici ce se întâmplă pe ecran, cam așa cum vedeți și voi. Dar, din păcate, după cum spuneam, lumina asta care este aici într-o parte și în alta, nu este așa în realitate, bineînțeles. Ok, am lăsat acolo consola cu SnowRunner pornit. Consola nu este încărcată, are vreo 50% baterie. Asta înseamnă că momentan se încarcă din această baterie care este conectată la panoul solar. Ok, să discutăm puțin despre panoul solar pe care îl utilizez aici. Este un panou solar de la Big Blue, 28W. O să vă las un link în descriere. Ce îmi place foarte mult este faptul că are aici un fel de power meter, adică poți să vezi cu câți amperi încarci. Dar eu am aici o baterie destul de interesantă care poate să mai arate exact cu cât încarc și cu cât descarc. Da? Asta înseamnă că pot să văd la intrare din panou solar câtă energie încarcă de la soare și pot să văd câtă energie se consumă încărcând în același timp Nintendo Switch, în același timp în ce mă joc pe consolă. Și bineînțeles am aici și telefonul care se încarcă prin wireless de la această baterie. Așa că eu zic că cu un panou din ăsta solar poți să-ți faci treaba, da? Poți să-ți încarci și telefonul, poți să te joci și pe consolă. Probabil că panoul ăsta nu va fi de ajuns de puternic ca să le încarce pe ambele în același timp la maxim, dar dacă ai și bateria încărcată de acasă, lejer poți să trăiești așa câteva zile fără probleme. Ok, ce văd eu acum? Ai și puțin soarele, avem cam pe la 10W, de obicei cam 11W, am scos și 13W cu soare mai puternic, depinde și cum este orientat panoul, dar uite așa, orientat direct pe masă, suntem undeva la ora 12 acum, așa că soarele este undeva destul de sus și văd eu aici că ce se întâmplă la consum, consumul este zero în momentul de față, sunt curios să văd dacă scot panoul solar, dacă crește consumul. Pentru că ce mă gândesc eu, din panoul solar mi se încarcă acum direct Nintendo Switch, de asta consumul este zero. Ok, am scos acum puțin panoul solar, ca să vedem exact cât consumă Nintendo Switch Lite. Consumă 6,57W. Dacă eu conectez acum panoul solar, bateria se va încărca și în același timp îmi va alimenta Nintendo Switch Lite direct. Așa că hai să pun acum panoul solar, să vedem din nou ce se întâmplă. Ok, și acum am conectat panoul solar, vedeți că se încarcă cu 11W, arată acolo că se descarcă cu 0, pentru că ce face bateria asta de fapt? Ia toată energia din panoul solar, o transferă direct ca să încarce Nintendo Switch și atunci nu mai trebuie să consume deloc din baterie. Asta înseamnă că un panou solar din ăsta, lejer, poate să încarce Nintendo Switch Lite fără probleme și din contră încă îmi încarcă și bateria. Dacă vii cu bateria gata încărcată, nu ai nici cea mai mică problemă ca să te joci pe Nintendo Switch Lite. Chestia asta mi se pare genială, da? Cum poți să te joci SnowRunner cu un mic panou solar, da? Și încă să mai ai energie pe lângă. Energia care vine pe lângă, poți să o folosesc ca să mă încarc, de exemplu, telefonul prin wireless charging. Chestie foarte tare. De asta îmi place foarte mult bateria asta, deși este o baterie puțin mai scumpă. Cam atât pentru clipul de astăzi, mulțumesc pentru vizionare, până data viitoare toate cele bune, încerc să răspund la toată lumea în secțiunea de comentarii.